Academia Română filiala Cluj-Napoca a organizat astăzi, prin intermediul unei platforme online, o conferință de presă în cadrul căreia a fost prezentat un nou proiect de restaurare a vechilor manuscrise românești. Noul program de anvergură va aduce un plus de cunoaștere asupra istoriei românești din această zonă a țării. Între secolele 16-17, manuscrisele medievale ale Clujului au fost distruse, iar cu pergamentul lor au fost legate cărți proaspăt tipărite. În urma cercetărilor făcute, au fost descoperite un număr de 179 de cărți legate în fragmente de manuscris. Ceea ce facem noi este un proiect, până la urmă, de restituire a unei memorii culturale. Și un proiect pe care ar trebui să-l facă, când mă gândesc eu, prin menirea lor, toate instituțiile în această țară, în mod absolut continuu și nu excepțional. În cazul de față, aceste trei manuscrise, numite Membra Disierta sau acestea, spun o istorie extrem de interesantă. În cazul de față avem fragmente din gradualul Bisericii Sfântul Mihai. Gradualul conținea cântările care se gândau în timpul liturghiei, al slujbei, spre deosebire de antifonar, care conținea cântări din timpul oficiului, adică al rugăciunilor de peste zi. Proiectul este denumit Fragmed, un puzzle transilvan, reconstituind cultura medievală din fragmente de codice. Este finanțat prin granturile Spațiului Economic European 2014-2021 în cadrul programului RoCultura. Contractul a fost semnat la 1 februarie 2020. El se va finaliza undeva la începutul lunii aprilie 2022. Proiectul este organizat în parteneriat de trei instituții: Academia Română, filiala Cluj-Napoca, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Berkager Learning Lab, o organizație non-guvernamentală din Norvegia.